Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și voi invita la o nouă ediție a emisiunii Ediție Finală. Lumea cinematografiei ne acordă încă o zonă de delectare, atât pentru copii, tineri, cât și adulți. Este vorba de lumea desenului animat. Anii 70 au însemnat pentru omenire ieșirea la suprafața unor animații celebre. Dintre acestea, unul dintre filmele de desen animat, surprinzător, într-o perioadă foarte interesantă a istoriei, și vom vorbi în continuare despre ce perioadă este vorba, este The Point, Oblio. Povestea pădurii fără rost. Un film de animație realizat, de fapt, după o compunere a antautorului Harry Nilsson. Această seară este dedicată acestui film și nu numai, și invitatul meu din această seară este scriitorul George Saucu-Saghi. Bună seara, George, bine ai revenit! Mulțumesc pentru invitație, ca de fiecare dată o deosebită plăcere să fiu alături de tine în studiourile ProSV și să discutăm despre alte lucruri decât aceste angoase care ne apasă zi de zi, ca viața politică sau alte minunății între ghilimele. Este o deosebită plăcere să particip pentru că vorbim și despre lucruri care depășesc puțin concretul real și intrăm și în lucrurile care ne formează ca oameni. Cultură, artă, poezie. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ești alături de mine. N-am ales întâmplător această temă ca să o discutăm. Am ales-o cu o țintă cu totul și cu totul altfel. Spuneam că ideea acestui film pornește într-o perioadă destul de tristă a istoriei, perioada Războiului Rece. De fapt, dacă stăm și dezvoltăm, disecăm tematica filmului, asta este ideea, țintă. Critica ideologiei comuniste. Da, e conflictul de idei, conflictul de a pune problema sau, să spunem puțin telu, o teacă în care nu încap două ideologii separate, care ideologii nu sunt altceva decât, până la urmă, dacă stăm și judecăm drept, stăm și judecăm drept, cum este, cum să spunem, în popor, spre niște ideologii politice, care nu au de-a face neapărat cu traiul de zi cu zi al oamenilor. Vorbim de Războiul Rece, care în definitiv nu însemna decât ambițiile panslavismului și panoccidentalismului, pentru că dacă e să fim corecți, noi acum nu putem să judecăm la rece situația, dar pentru că suntem probabil într-un secol, jumate de secol, într-un jubileu, cum se spune că este 50 de ani, se va vorbi despre ambele războaie mondiale și urmările de după, despre un război a pangermanismului și a panslavismului, care ne-au afectat în principiu toată lumea. Dacă e să judecăm puțin, trebuie să trăim niște lucruri, o cultură occidentală, orientală, da? O cultură chineză care este mult mai avansată spiritual decât cultura occidentală în care trăim noi, și care de fapt a pornit conflictele, primul război mondial, al doilea război mondial, conflictul din Coreea, conflictul din Vietnam și așa mai departe, sunt, puțin de l-am spus eu într-o povestire, niște sporiri sau niște cutremuri de taur înfierbântat. Pentru că hai trebuie să judecăm și filmul spune cumva foarte bine despre care ai făcut precizarea înainte. Noi avem de fapt câteva paliere la care ne raportăm. Este palierul zilei, vieții de zi cu zi al omului obișnuit care se trezește, se duce la serviciu și află la știrile de seară sau știrile de la ora 5, ca să fac o paranteză. Cine apucă ora 5? Da, cine apucă ora 5, nu, ia reluarea. Ce s-a întâmplat. Și mai este un palier al celor care ne conduc cumva. Iar acum eu am mai spus-o și la alte emisiuni. De fapt am putea spune că sunt două vieți. Da.
Da, exact. Sau o altă viață în care noi suntem purtați, fără a avea un scop sau o putere de decizie. Iar dacă aș face un apel, dacă tot vorbeam despre un film, aș face apel la scriitorul Isaac Asimov, care exact în seria Fundației asta spune: suntem niște insecte sau... Asta am spus-o eu, el n-a spus-o așa, da. Suntem niște ființe sau niște pioni purtați în valurile politice sau valurile vieții. Adică, cu greu am putea să spunem noi că avem un cuvânt de spus la ce să petrece sau, practic, noi suntem niște actori care suntem luați de valul istoriei. Și avem niște roluri de interpretat, Da, fiecare care în felul încercăm să lui. le depășim sau nu, Care îl face sau cu bine, care îl succes sau face fără rău. succes, da. Pentru că nu toată lumea dintre noi avem avantajul de a fi actori la fel de buni ca cel care a început cariera actoricească la Suceava, Radu Duda. Asta a fost o Așa. răutate, da, O asum. mică răutate. Oricum, nu întâmplător am pus și titlul temei Viața lui Oblio, pentru că fie sau nu, mulți dintre noi ne purtăm ca un oblio. Exact, corect, foarte bine spus. Și hai să vedem o primă parte. Am selectat trei fragmente din acest frumos desen animat, care poate pentru copii este un pic mai greu de înțeles. Dar în Însă același timp pentru foarte a, ușor. între, a, da, copiii îi au înțelesul altfel. Da, corect. Le O au să înțeles fac o altfel. referire imediat după prima Adulții, în parte. schimb, trebuie să Se citească ască de sub subtul, subtitrare. subsolul. Exact. Și o să rog regia să ne dea primul fragment, începutul poveștii, construirea ideologiei și menținerea ei la suprafață. Și rog regia filmului. Listen. Once upon a time, a long way from here and a long way from now, there was a tiny village where everything, the houses and the carts, the bridges and the barns, everything, all had points on them. In fact, it was so full of points that even the people had points. The people. Right there on top of their heads. And it didn't seem strange at all, because that's the way life was in the village. That's the way it always had been. And for all anybody knew, that's the way it always would be. As you might have already guessed, the main activity of the village was making points. And needless to say, business was brisk and the competition was competitive. This is the town and these are the people. This is the town where the people all stay. This is the town and these are the people. That's the way they kept the villagers' bodies nourished with pointed crops. The artist colony in the community, as in all communities, did their part to keep minds and souls filled with new points to view. Da, acesta este începutul poveștii și am putut să ascultăm și una din partiturile lui Harry Nilsson. Este senzațional. Aduce ceva din Beatles. Dar aduce Aduce ceva. ceva din Pink Floyd?
În orice caz, tipul este excepțional. Este muzica aia creată în biblioteci. Da, da. Anii 70, The Power Flower. 60, exact. Este muzica aia în care fiecare vers era rezultatul orilor petrecute în bibliotecă, știi? În care fiecare melodie spunea ceva și te incita să studiezi ca să înțelegi ce a vrut să spună autorul. Știi, că aveam noi în grădină. Ce a vrut să spună autorul la Somnorație păsărele? Păi n-a vrut să spună nimic. A el povestea ta. Și ca oricare altă poveste, tatăl așa începe. A fost Potul, cândva. Da. Asta e un, mă rog, e un, e, de fapt, o șmecherie literară, ca să spunem, da, în care să inducă autorul... Numai la poveste o găsim. Da, nu numai la poveste, dar să inducă cititorul în universul creat de autor. Este o modalitate care este folosită de mulți scriitori, în care realitatea descrisă în carte sau în operă nu este atât de veridică, dar prin acest crâlic, ca să spunem așa, induce autorul că asta este realitatea în care se petrece acțiunea și trebuie să o crezi. Te lansează și te obișnuiește cu intriga, cu intriga, ce va urma. Cu universul, cu... Și mă uitam încă o dată, sau reluam începutul animației și cu ochii de copilului atunci? Da, care l-am văzut și țin minte că am văzut prima dată acest film animat. În anii 80 s-a difuzat în România. Eu l-am, văzut în anii 90 pe o casetă video. Eu l-am văzut la televizor. La televizor nu l-am văzut. La televizor, în schimb, și o să aducem discuția și acolo, am văzut... Și era un curaj în perioada comunistă să lansez pe televiziuni. Nu era... Pe televiziune. Da, pe televiziune, da, era o problemă dacă înainte de 89 apărea Ferma Animalilor, dar nu Point. Pointul este în principiu un film animat care poate fi interpretat din perspectiva oricărui ideologii. Pentru că în definitiv o societate comunistă ar putea spune, uite cum trăiesc occidentali, uite cum ce au de suportat cei care trăiesc în cortina de dincolo, da, spre Moscova. Acest film este interpretabil, ușor interpretabil și poate fi folosit propagandistic. Pe când exact eu pun în aceeași perioadă sau în același nivel a filmelor de animație văzute, o Ferma Animalilor, da, o animație după George Orwell, Ferma Animalilor, da, care am recitit acum recent. Uite, ăla este un film de animație, iar fac o paranteză și am să te rog să-mi aduci aminte dacă depășesc paranteza. Animația sau modalitatea de redare a ideilor, a operelor prin filmul animat sau animația a fost o modalitate foarte simplă, care nu este același lucru cu simplism, dar e o modalitate simplă de a transmite o idee mult mai ușor decât prin filmul de lungmetraj, filmul în care se folosesc actori, în care trebuie să lucreze, nu? Animația a fost o modalitate de a transmite idei și a fost folosită propagandistic atât de către Uniunea Sovietică, a fost folosită propagandistic de Statele Unite ale Americii, francezii au adus la nivel de artă, Pif et Hercule, da? Pif și Hercule, da? Au fost, de fapt, a fost și animație, bandă desenată făcută de Partidul Comunist din Franța și transmiteau ideile, adică francezii și rușii, cred că Uniunea Sovietică, de fapt, și Franța au reușit să transforme animația sau filmul de animație în instrument de propagandă clar, adică mult mai facil pentru un stat sau pentru o companie, că până la urmă a transmite sau a încerca să vinzi idei care să rezoneze publicul larg, nu este neapărat apanajul statului. Până deși, la urmă, și o firmă poate, adică eu dacă vreau să transmit niște idei, da, ca George sau Ciuc, da, fac un film de animație și spun sau folosesc animația ca să fie mai ușor să ajungă la public. Da? Deși regimul lui Charles de Gaulle, regimul comunist condus de el, era mai lax decât cel de la Kremlin. Băi, ăla n-a fost neapărat comunist, da? Trebuie să facem o distinție din punctul meu de vedere. A fost o simulare?
Nu, ei sunt socialiști francezi în deci în sinea exista lor, partidul da, comunist. Exact, exista, dar nu, francezii în sinea lor sunt socialiști și se vede și chestia asta, socialist. Da, dar și acum e la fel, se vede în viața de zi cu zi. În, iau o formă de ce Gerard Depardieu a renunțat la cetățenie, s-a mutat în Rusia, pentru că la averea lui impozitele erau mult prea mari. Stai să vezi în România dacă se întâmplă chestia asta în care impozitarea să fie proporționată cu averea, câți dintre români au plecat frumos? Pentru că rămâne singuri? Da, rămâne singuri, săraci, săranchilor, și rămâi singuri. Dacă vorbim de modul ăsta de a pune problema, știi că, în urmă, nu există negru și alb. Eu așa am fost învățat. Există alb acasă. Închis, nu? Acum, cel puțin acum. Să înțeleg. Da, există un gri, totul trebuie să privit în gri. Nu, un lucru care cred că l-am învățat de la tatăl meu, nu privi lucrurile doar bine și rău, alb și negru. Sunt nuanțe de gri care, de fapt, asta este realitatea, este un gri, nu este... Da, e foarte simplu sau, mă rog, lejer, ușor să spui, ăia sunt răi, da, noi suntem aia buni, nu e chiar așa. Apropo, de când cu Black Lives Matter și acest lucru a devenit o ideologie. Urmăream zilele trecute pe Facebook o poantă super și îmi pare rău că nu o am, dar cu altă ocazie poate o lansez. Un polițist oprește un șofer tânăr și îi cere actele și îl întreabă ce culoare are mașina și șoferul îi spune că albă. Polițistul îi spune, te rog să cobori să puțin da. Și spune ce culoare are mașina, era neagră, ce culoare are mașina, la care șoferul cheamă pe cineva, vino cu asta, spui ceva și persoana respectivă era de culoare. Ce culoare are, domnul? La care polițistul înghite în sec, îi dă documentele și pleacă. Deci o ideologie mascată, da, foarte fin. Uite puțin un umor de ăsta. Da, un umor, da, un umor aval la letă, dacă ar fi să fie, a fost filmul nou făcut acum câțiva ani în urmă, Două lozuri, da, după Ion Luca Caragiale, în care exact este o scenă de genul ăsta, că omul avea mașina albă, cred că și-o vopsește negru și prietenul lui și tot așa ți-a polițistul, ce culoare are? Păi neagru, nu, ce scrie? Ca să bată, exact o ideologie. Bă, noi cred că am mai avut discutat acest aspect al... Merge în viața lui Iorul. Dar hai să nu fim proști, cum s-ar spune, știi? Până la urmă, exact ce spuneam la începutul emisiunii, este un discurs public care se întâmplă în Occident, în America, în care, acum sincer să fiu, nu am nicio părere despre alte, nu ne privește, noi avem ale noastre probleme, pentru că ei au sărit și au început, dacă slavii lor au fost oprimați și nu știu ce. Noi nu ne-am rezolvat problema cu sclavii noștri, cu robii, da? Așa se spuneau, robii tătari, robii țigani, romi, ca să fiu corect ideologic. Nu, lasă-ne să ne rezolvăm treburile noastre și pe urmă hai să vedem treburile voastre. Nu băga mie pe gât problemele tale care le-ai făcut tu, ca imperiu, ca societate, ca... Nu mă pot obliga pe mine să mă pun în genunchi pe stadion înaintea unui meci pentru că la tine ți-ai dat seama că ai făcut o chestie gravă. Lasă că le-am și pe ale mele. Lasă-mă să mi le rezolv și pe urmă mai discutăm. Da? Eu nu o să văd niciodată, cred, la începutul unui meci de baseball, știi, să vorbească sau să pună toți jucătorii în genunchi pentru romii care au fost uciși de boieri români. Sau că se trezesc acum câțiva moștenitori de Mavrocordat, de ce familie Boiesturza sau ce familie boierese am avut noi. Și da, mă, într-adevăr, mi-am tratat, sau bisericile, dacă și biserica ortodoxă moldovenească și vlaha, au fost până la urmă niște proprietari de sclavi, dar nu e frumos să spunem sclavi, sunt robi până la urmă. Da. Nu ne trezim noi și adică hai să nu... ne ducem chiar după, pentru că am spus eu asta într-un... Da, numai că trebuie să te zdrobești ca să găsești soluții. Am spus asta la un moment dat într-un interviu în revista de Suspans, când a apărut,
Și spuneam acolo o idee, acum în 2012 cred că era, și din păcate nu am schimbat-o. Societatea română, luată în ansamblu, indiferent că vorbim de pătura educată, pătura mai puțin educată și așa, avem tendința de a înghiți halup fără să rumegăm orice vine din afară. Fără să ne gândim, bă, avem sau nu avem nevoie, cum se raportează sau cum se raportează la noi ca personalități, la noi ca societate. Nu, o luăm de acolo, o luăm, da, să ai văzut la dânsi, da, da, și noi la fel facem. Păi, dar poate nu-i pentru noi. Sau nu neapărat când am face față, dacă de cursul istoric ca populație, ca nații, ca țară, am reușit că știm, reușim să facem față la multe. Dar poate nu-i chiar pentru noi. Adică nu țin, acum nu merg pe ideea că ar trebui să păstrăm moștenirile sau ideile lăsate de daci, de geți, de Imperiul Roman, de otomani. Nu, noi ca societate ne-am format niște valori, ne-am format niște cutume, ne-am format și nu cred că orice am luat pe neînghițite din afară ne ajute să progresăm. Din contră, aș putea spune. Hai să mai vedem un scurt fragment care relatează procesul lui Obliu și rog legea să ne dea bucățica de film. So it is that this freak, this viper, Obliu, by his very existence here in our realm, only serves to... Oh, my dear, isn't the Count absolutely too much? Well, I'm sure he's very good, but all the same, I can't help feeling sorry for little Obliu. After all, he is... Oh, I just don't see how you can say that. That's so sentimental. Well, sure, he's little, but the law is still the law. And where would we be, my dear, if... But to just sit here while those old men complacently let the little... Listen, neither one of us was born yesterday, and we both know if we let one of Oblio's kind stay, oh, before long the whole village will be crawling with... Psst, my dear Count, isn't there some way or other little Oblio could just sort of stick around? I mean, if he promised to keep his hat on all the time, and didn't ever... In this stead, my king, the law is most explicit. We all agree that there has been a violation of law. The violator is right here in our midst. We can see that. That is, as the fellow says, beyond question. Would it help if I promised to never, ever play triangle toss again? I mean, if that's what you're mad about, Count, I could... No, gentlemen. The only question remaining is one of penalty. Here again, the law is crystal clear for such a grave breach. Banishment. That is the order of the day. Yeah, the Count's really pulling the chain on that weird little old... Oh, how can you joke about such a thing? I think a terrible thing is happening. And Oblio's such a lovely little boy. Yeah. You know, he's polite and he's well-mannered. He may be, but would you want your daughter to marry... Oh, you're baiting me. You're deliberately baiting me. I will not be subject. Gentlemen, it remains beyond question that Oblio, by his mere rounded existence, stands in violation of the law. Here our duty is clear. But we would ill be serving the law to overlook an entirely new facet of the case. In point of fact, Oblio was both aided and abetted by his flea-bitten canine. Hey, please, don't do anything to Arrow. Gentlemen, I charge this dog, Arrow, with criminal conspiracy. Honest, Arrow's innocent. I did it all myself. I did it. Arrow wasn't even... He is as guilty as Oblio himself. But what's more repellent about him, he's a disgrace to everything. Point it. No, gentlemen, this Arrow is not only a conspirator. He is also a traitor. And he must be banished. Hey, how they going? Not bad. Say, what's the latest? Oh, you know. Wild trial, huh? Well, if you've seen one... What about this conspiracy business with Sparrow? Arrow. Right.
It could be a toughie. No, you really think so? Conspiracy's no laughing matter. Hard way to go, is it? Could be for someone like Errol. You know, he doesn't look like the conspiratorial type, though. He's got a record long as his tail. That long, huh? Yeah. Chasing, night barking. They'll throw the book at him. Adios, Errol. That's it. Da, ultimele secunde, discuția dintre cei doi este foarte, foarte interesantă, legată de conspirație până și câinele săgeată este băgat într-un dosar lung cât coada lui și severitatea celui cu trabucul în gură e dusă la extrem. Era foarte simplu, foarte simplu atunci să cază în panta cealaltă, să te acuze cineva. Da, e, și acest lucru se întâmpla indiferent de ce parte a cortinei te aflai. Pentru că atât în America trebuie să ne amintim de acuzația că erai comunist, îți pierdeai toate drepturile, toate privilegiile, neapărat că nu intrai în închisoare, dar este cazul scenaristului. Erai scos de pe listă. Edgar Hoover, directorul FBI. Directorul FBI care făcea și exact. S-a luptat de viață și pe moarte împotriva. Și în partea asta, la alta cortinei, chiar vorbim și de România, era inamic al poporului sau dușman al poporului. Modalitățile prin care s-a scăpat sau puteai să condamni, nu erau așa de grele, indiferent că vorbim de democrație sau de totalitarism, da? Pentru că, indiferent, nu știu, nu mai țin minte cu cine vorbeam, statul se protejează și găsește orice metodă să facă acest lucru, să scape de un dizident, și dizidenții sunt de ambele părți ale cortinei, atât că vorbim de totalitarism, nu pot să pun cuvântul, cât și democrație. Până la urmă sunt niște ideologii, dar oamenii sunt cei care le pun în practică, nu cum se era vorba. În România s-a crescut cel mai puțin în comunism și s-au făcut cele mai mari rele, da. Da, e spălarea pe creier, indoctrinarea, se dau funcții importante la personaje. Văd pe un moment dat, eram pe atunci prin Făgăraș și exact prin zonele în care se întâmpla acțiunea filmului, portretul legionarului la tinerețe, nu știu câte acum, deci spui numai legionar și ți-ai luat mă. Și exact o scenă dintr-un film în care copiii, Șoimea Patriei, nu știu dacă era Șoimea Patriei, erau indoctrinați și cel mai simplu, îndoctrinezi, nu? Și îndoctrinarea se face prin diferite metode, odată prin lecții la școală, prin animație, prin film, prin reclamă, și atâta vreme cât îi pui, știi cum, avem noi acum o modalitate de a condamna pe cei dinainte de 89 care au făcut, din punctul nostru de vedere, niște lucruri, fapte abominabile sau nu știu cum. Scuză-mă, dar atâta vreme cât tu de mic ai fost, ți s-a băgat în cap faptul că ești cel mai bun, domeniul tău e bun, îl omori pe ăla, nu contează pentru că faci un lucru bun. Unde vrei să vină chestia aia și zică, nu, stai că nu fac bine? Nu, pentru că atâta vreme cât, știi cum e, sunt echilibru de educație religioasă, educație civică și trebuie să existe un echilibru. Eu nu sunt de acord cu ea că trebuie scoasă de tot religia sau trebuie scoasă de tot educația laică. Da? Nu, trebuie să fie un echilibru dintre... noi trăim într-un stat laic, cum se spune, da? Iar avem ca reper legea. Foarte bine, învață să respecti legea, pentru că legea nu vine din ean, tot de reprezentanții, eu am aici o discuție filozofică să vorbim, dar oamenii noi îi trimitem ca să-i face lege, da, nu? Așa este. Uite, vezi, regimul nazist a fost condus sectorul de propagandă de Goebbels în perioada care comunistă. Care s-a muncit să ajungă acolo. Absolut. Deci omul chiar a muncit să devină acolo. Știi? Și
Perioada comunistă, în zona cenzurii, era Ion Popescu Dumnezeu. Într-un regim ateu, dar bine, asta era porecla underground, nu apărea înscrisă nicăieri. Dar legale erau recunoscute toate drepturile, dreptul la credință, dreptul la știi, asta vorbesc. Legal, uite, dacă eu te mă scuze, vorbeam cred că în pauză. Legal ești urmărit. Da. Și în somn, cum spune o poezie de a lui Doru Mihai Mateciuc. Când eram mic sau mă, am văzut și filmul ăsta în sârbă, deși am înțeles câte ceva, și Ferma Animalelor, care a fost emis pe Postul Național imediat după evenimentele din 89. Și ce am înțeles eu din filmul ăla, am înțeles că la John e rău, nu știu ce, portretul porcului care făcea, care la mintea mea de atunci l-am asociat cu Ceaușescu și desenam portretul porcului, da, și îl puneam deasupra vitrinei și eu mă prefăceam vorbindu-le jucăriilor că făceam discursuri, da? Aveam tendințe, dacă nu vinea revoluția sau așa, eram un foarte bun soldat în aparatul partidului, acum ca glumă, deși în clasa 1 am avut 6 la purtare, că l-am făcut Sfenia în ucraina, la noi se vorbește ucraina la mine la țară, înseamnă porc, l-am făcut pe cel mai fiu a poporului porc și am luat și o mamă de bătaie. Da, păi nu, dacă rupeai sau puneai mâncare în ziar cu portretul, cu portretul care era pe prima pagină, era el deja inamicul poporului. Bine, la țară nu se mai găsește igienică, se mai folosea și portretul. Dar, vezi tu, George, perioada asta lasă urme, mai hazoase, dar și dramatice printre altele. Noi avem nu degeaba George Orwell i-a spus Napoleon porcușe. Da, exact. Știm cine a fost Napoleon, un împărat care dorea dominația Europei și nu numai. Ideea este o vorbă care s-a referit undeva, spunea că ne vom aduce aminte tot timpul de cei care ne-au făcut rău, dar nu de cei care ne-au făcut bine. Binele dintr-o perioadă de dominație, indiferent, într-o perioadă în care domină o idee, o mentalitate, da? Niște idei, o idee filozofice, cum a fost comunismul, a fost o mentalitate care a dominat. Noi să ne aducem aminte pe cel care nu ne-a dat mărirea, da, sau ne-a tăiat 10%, deși noi am furat din fabrică, da? Dar nu ne vom aduce aminte de directorul ăla care a zis, băi, lasă-l, mă, că și fur, știți? Da. Am fost o exagerare, da. Asta a fost deviza lui Brejnev. Da. La el era. Ei se fac, noi ne facem că muncim. Ei se fac, da, noi facem, și ei se fac că plătesc. Sau, da. Cum să spun? Sau să nu fiu prost înțeles. Ne place sau nu, noi suntem niște trăitori cu garanție, da? Nu avem un termen nelimitat de trai, de activitate. Iar într-un termen pe care îl avem, am putea întâlni mai multe schimbări de mentalitate și de idei. Chiar și încercăm să ne raportăm. Trăim perioade de tranziție. Exact. Toată lumea s-a legat de Ilina Stase. Eu n-am nicio treabă cu dânsul, m-a adus rămâri. S-a legat de Ilina Stase că a făcut un comentariu rasist sau nu știu cum. Băi, din toți cei care au sărit atunci, nimeni nu a amintit faptul că într-o perioadă când juca tenis de performanță făcea echipă cu un jucător de culoare, să nu zic negru, că așa, și se cerea ca echipamentele lor să fie identice, iar Ilina Stase s-a uns pe față cu vaselină cu cremă de papuci neagră ca să fie, da, el a fost o solidaritate solidaritate antirasistă avan la lete pentru perioada asta. Nu-i cer unui om care a trăit într-o perioadă, acum i-aș cer eu tatălui meu care e născut în 43, da, să îmbrățișeze ideile de mentalitate care sunt cel adresate copilor din ziua de astăzi. Nu poți face, trebuie să-l lași. Rapemoldova.org
un site, nu știu dacă mai există, era Oxana Greacenco, s-a ocupat de dânsul, a avut un reportaj extraordinar, mi-a plăcut foarte mult, o să-l caut ca să-l recitesc. Locuitor în patru imperii și n-am părăsit fundul curții. Da? Deci cetățean, era vorba despre o bătrânică care a fost în Uniunea Sovietică, în Republica Moldova, în Regatul României, în Ucraina, nu mai știu cum, tăiat de fi practic, da? Singura a stat în viața loc. Ei a fost în curte, același da, loc. Exact. Dar regimurile care au fost au trecut peste ea. Peste, da, exact. Și asta își face o referire cu ce am spus eu la început, că suntem și pe un da, da, da. Și cred că până la urmă despre asta vorbește și filmul, pe lângă faptul de a căuta rostul în viață. Ăsta e un lucru, un point. Sensul e sau rostul. Sensul, da. Da. Asta este, de fapt, ideea de final al filmului. Căutarea sensului. Și sensul nonsens. Să înțeleg ce faci, chiar dacă... Adică, într-un fel, aș putea spune că este o propagandă, un film de propagandă pentru a crea muncitor industrializat a celui care a capul plecat să avea nuitare. Deci poate fi interpretat. Vezi că am ajuns la Ministerul Propagandei? Da, exact. Da, pentru orice dar stat, la Ministerul adică, Adevărului? Adevărul dacă tot spuneai de George Orwell. Exact, adevărul este cel pe care îl spunem noi. Nu? Uite, în China, adevărul este... pentru locuitorii Chinei în momentul când vorbim de ziua de astăzi, piața Tiananmen. Ea nu există. Deci istoria este făcută în conformitate cu crezurile Partidului Comunist din China. Foarte simplu. Și vorbim de un miliard. Hai, unde? Vezi și noi condamnăm că din 10 oameni unul s-a ridicat să condamne sau să facă. Nu poți. Pentru că ești luat de val. Omul este, cum să spun, omul este deștept, frumos, cu idei așa, de unul singur. Când l-ai pus într-un grup, se conformează grupului. Pentru că asta, până la urmă, înseamnă Homo sapiens. Că altfel am fi Neandertalul. Neandertalul era mult mai deștept decât Homo sapiens, dar a murit pentru că nu a știut să raporteze sau să lucreze în echipă, în grup, știi? De asta este și vorba de mă, ești că lui ești Neandertal, nu te adaptezi echipei, nu lucrezi în grup, știi? Deși era mult mai inteligent, pentru că, la urmă, supraviețuirea nu este dată de inteligență, de capacitatea de a te adapta. Și asta da, face deși și omul, uneori, indiferent de regim, știi? Indiferent de regim, deși, omul se adaptează. Deși, da, deși uneori mânca în echipă... Eu nu sunt. Nu, da, nu și are rostul. Există situații în care munca individuală exact, este cea mai... Într-adevăr, acum însă e trendul. Băi, pui să lucrezi, dar nu contează de echipă. Bun, și ce face? Unul lucrează și alții stau. Nu, că îi notăm pe tot. Da, am văzut în construcții munca în echipă. Unul sapă și șase stau să uită la el. Bă, nu. E legendară activitatea. Fără nicio supărare, dar asta e realitatea. Hai să vedem și finalul acestui film în care după ce Oblio se plimbă exilat cu o săgeată câinele de companie prin pădurea fără rost și înțelege, întâlnind diverse chipuri, întâlnind diverse ființe, întâlnind chiar Chipații. Și omul de stâncă sau un copac și discută și înțelege că totul are un sens, nu poate fi fără rost nimic. El se întoarce din acest exil și hai să vedem cum se sfârșește filmul. Vă rog, regia, partea a treia. Silence! I demand silence! Can't a man get a little peace and quiet in his own? Say, what are you doing back? This little runt is an outlaw. You're an outlaw, child. You are banished to the pointless forest. And I went to the pointless forest. In fact, I... Nonsense. Sheer, irrevocable nonsense. I'll have you in chains for this. Arrest this little... Hold it, Count. The boy was saying something. Yeah, right on. Break it down for him, Obi.
Yes, right on, Obi. Well, sir, we did go to the pointless forest, Arrow and I. All through it, in fact. And you know something? It isn't pointless at all. It's not? What? What? Not pointless? Madness! That's madness! Sheer madness! Will you be quiet, Count? I want to hear Oblio. Now, Oblio, you were saying? Well, the fact is, sir, that just about everything we ran into had a point to it. The leaves, the trees, everything. Oh, I see, Obi. Well, I can't really argue that one with you, but what about yourself, son? Well, sir, I figure if everything has a point, then I must have one, too. He has a point there! Villainy! Treason! Public naughtiness! I will not stand by while this pointless person tries to undo the law of the land. My dear and loyal friends, if he had a point, he'd have one! And so it was that Oblio and Arrow returned safely from their travels, only a little older, but certainly a good deal wiser. As for the pointed village, well, the way things worked out, it was a much better place to live after Oblio's return. True, the people didn't have their once cherished points right there on top of their heads, but that didn't matter so much anymore. People just started assuming that every man had some kind of a point, whether it shows or not. Acesta a fost finalul, o morală, George, nu mai are nimeni țugui. Viața este ciclică. Toți au capetele rotunde, inclusiv structurile. Da, toți au capete rotunde, am putea vorbi și Oblio din Oblio să alege cu capul țuguiat. Rămâne singurul. Am putea face asta un fel de o atingere a înțelepciune, știi? Până la urmă, toți au capete rotunde, știi ce să spun despre capetele rotunde, iar căutarea duce la cunoaștere. Adică cunoaștere și să fi rămas el cu ideologia și restul au înțeles. Și asta este, vezi, asta înseamnă iar final este deschis, îl interpretezi din orice perspectivă, ți se impune sau dacă ești tu suficient, pentru că este vorba aia, dacă ești educat sau mă rog, dacă citești, vezi, sau dacă înveți, citești și înțelegi, vezi societatea așa cum este, dacă nu, o vezi cum ți-o spun alții. Deșteaptă asta. Câți de Oblio mai sunt în România? Păi, nu facem statistici, dar orice om cu minimă cultură generală și o educație nu neapărat superioară ar putea face o analiză comparând rezultatele alegerilor, cum merge societatea, în ce direcții ne îndreptăm, realizările și nerealizările. Mă fere să spun asta pe post. Da, oricum tendința de a ne transforma într-un Oblio sau nu este la orice pas. Asta corect. E inevitabil. Da, asta e din păcate sau din fericire. Știi, pentru că vedem cine așteaptă sau cine pregătește ziua de mâine și, din păcate, noi nu putem, indiferent ce voință am avea, nu putem fi chiar stăpâni destinului nostru. Depindem. Depindem de alții. Și alții depind de noi. Deci totul este o intra-ramificație, ca să spunem așa. Nu ne rămâne decât să facem ce mai bine din zona în care suntem noi. Și acum, binele pe care îl considerăm noi, pentru că dacă vorbim de o grupare, să zicem, de hoți, a face bine la dâns și să ai cât mai multe rezultate, nu?
Ești tare, da, ca să vorbim mai codificat, nu? Ce mai face CIL? Acum, la încheierea emisiunii, vreau să te întreb de Clubul de Inițiativă Literară. Pregătește un nou volum de operă colectivă, raportat la, adică adunăm în dânsul autor din Cenacul Transfrontalier Mașina de Poeți de la Berchișești, unde a avut loc ultima ediție a Cenacului Transfrontalier, ultima până la Victoric, nu a fost ultima, deci cea mai recentă ediție a fost la Berchișești, a fost găzduită de doamna primar Violeta Țăran. Clubul de Inițiativă Literară pregătește un volum colectiv a autorilor care au participat la ședință. Tot vorbim de colecția Clubul de Inițiativă Literară a editurii Signo, se pregătește un nou volum de poezie al poetului Doru Mihai Maticiuc, Bucovina Zgâriată. Clubul de Inițiativă Literară urmărește în viitor o nouă ședință cu publicul, ne dăm voie, vom participa până în alta la Câmpul Lung săptămâna viitoare, duminica viitoare, la o ședință comună cu Cenacul de la Câmpul Lung, Marcel Flocea, care este mai cunoscut de către noi și ceilalți. Participăm la următoarea întâlnire în Ucraina, la Iacobeni, în Iacobești, a Cenacului Transfrontalier Mașina cu Poeți. Cenacul fondat, mă rog, de la ideea lui doamnei Gina Puică și academicianul Vasile Tărățanu. În principiu, cam astea sunt. Agenda plină. Scurt. O agendă plinișoară, ne-a încurcat puțin de pandemie, am avut câteva lansări și evenimente care au putut fi făcute în dacă s-a făcut. Am avut la Spărturi o activitate, Spărturii Poeziei, am spus noi în Comuna Vata Mădoviții, satul Partenu, Cotânul Spărturii, unde a apărut și acolo o antologie a autorilor care au participat. Încercăm să scoatem cum ar veni capul și să reintrăm în ritmul normal, cu întâlniri, cu descoperi noi talente și, în special, întâlniri de cenacul, cât de curând posibil. Pentru că acum scoatem cum ar veni capul după pandemie, care ne-a afectat într-un fel sau altul pe toți. Da, da, da. Și joia asta participă CIL la o lansare. Nu este o lansare de cartea unor... Cartea, da, bine, este și membrii CIL-ului. Da, bineînțeles, și membrii CIL-ului, pentru că Nicolae Roșca, despre vorba autorul, în cartea care o lansează joi pe la ora 16:30 la Muzeul Bucovinei, în spate la Casa de Cultură, sau cum se cheamă? Nu, la Curtea Domnească. Curtea Domnească, din spatele Casei de Cultură, da? Cât tot ține de Muzeul Bucovinei asta. A scris și despre membrii Clubului de Inițiativă Literară care, din păcate, ne-au părăsit în necunoscut. Sau mi-am prățișat Spiritul Galactic ca să-l citesc tot pe Isaac Asimov, cum am început la început. Cum am început la debutul ediției. La ora 16:30, unde va fi și un CD și o carte care merită pentru istorie, ca să spunem așa, enciclopedică. E o carte de, cum să spun într-un fel, memoriu. E o colecție memorialistică exact, da, care a unor personaje care au scris, au cântat și au adus un plus valoare Sucevei și zonei. Asta merită a fi participat. Și avea carte. Da, într-adevăr, e un gest salutar pentru domnul Nicolae Roșca și îl salutăm pe această cale cu mult drag, pentru că nume care le-a avut Suceava și le-a prețuit pe parcurs, le-a adunat într-un volum. Exact, și a avut și mulți din cei care presupun, nu am văzut cartea, nu știu despre ce vorba, o să o vreau, o să o iau, o să o cumpăr, nici nu este mult, 25 de lei, cu tot cu CD.
zecele CD-ul. Zecele CD-ul, da, m-a întrebat pentru că am avut niște colegi din cel care întrebau și l-am întrebat pe autor. Mulți dintre cei care sunt medalionați în carte, da, nu au avut parte de recunoașterea pe care au avut-o pe timpul vieții. Asta este un mare defect pe care l-are românii, sau la românii, pardon, la românii, oamenii de valoare nu sunt recunoscuți pe timpul vieții. Decât post-mortem. Post-mortem, da. Bun, ce să mai... La noi, asta e, la noi este o... Asta e un... O boală, o ceva, nici nu știu, o tară, o ceva... Vrei să fiu nici... Chiar am avut o discuție pe tema asta cu niște colegi din București care spuneau, chiar a fost o dezbatere, pentru că sunt niște dezbateri de astea în care încercăm să scoatem niște idei, ce vrei să fii cunoscut pe timpul vieții sau pe arhi cunoscut după ce mori. Da. Fiecare își pune răspunsul care... Vrei să ai o stradă cu numele tău? Da, exact. Sau să fii cetățean de onoare post-mortem, da, sau membru al Academiei Române post-mortem? Păcat, nu știu, pe timpul vieții ar trebui făcut mai mult lucruri pozitive. Da, dar pe timpul vieții, cum să zic, pe timpul vieții apar actorii care te înconjoară și se bazează foarte mult pe ramonizități sau pe chestii personale și dacă l-ai călcat pe fac, nu eu, l-ai călcat pe bătătură, pe fruturi, normal că nu o să-ți recunoască. Ai dovezi? N-ai dovezi. Nu, e un personaj fictiv. E un personaj fictiv care apare într-o lucrare de-a ta. Da, da. Bine că ai corectat. Asta e adevărul la mai ce. George, eu nu fac emisiuni politice, te rog frumos. Cultura este politică. Finally. A ajuns politică. Finally. Să n-ajungă never ever. Finally, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea ta. Mă bucur că ai noștri telespectatori au putut urmări o discuție amplă legată de Oblio, de acest film de animație care pot băga fără doar și poate în categoria excelență. Excelență, da, corect. Și pe care recomand tuturor tinerilor și copiilor și adulților, pentru că mai ales adulților. Și mai ales eu aș recomanda filmul ăsta formatorilor. Aș da, cred că, examen înainte de a intra la catedră pentru puținele filme care pune creierul la muncă, dacă l-ai. Absolut. Mulțumesc încă o dată și aștept să ne întâlnim și la alte teme. Oricând. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim lunea viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii, ediție finală. La revedere și o seară frumoasă!